aniversat de la balconul Comitetului Central unei adunări de 100.000 de oameni, condamnând răscoala de la Timișoara, în timp ce rândurile din față îl sprijineau pe Ceaușescu cu scandări și aplauze. În spate se dezlănțuia furia poporului asuprit. Incapabil să înțeleagă situația, Nicolae Ceaușescu a început să se adreseze manifestanților. Într-un act de disperare, el a început să promită oamenilor creșterea salariilor și a continuat să laude realizările socialiste. Din spate se auzea însă sunetul unor petarde, care au transformat manifestația în haos. Inițial, mulțimea a încercat să se împrăștie, iar o parte dintre participanții la adunare s-au regrupat lângă Hotel Intercontinental. Începea revoluția. Soții Ceaușescu, precum și alți oficiali și membri ai guvernului, s-au întors în interiorul clădirii Comitetului Central. Transmisiunea directă a mitingului a fost întreruptă, dar oamenii de acasă au înțeles că se întâmplă ceva și au ieșit în stradă urmând exemplul Timișoarei. Pentru prima oară pe străzile României se puteau auzi slogane ca „Jos dictatorul, moarte criminalului, noi suntem poporul, jos cu dictatorul, Ceaușescu, cine ești, criminal din Scornicești”. Protestatarii au invadat centrul capitalei din piața Cogălnicianu până în piața Unirii, piața Rosetti și piața Romană. Încurajați și cu speranța la o viață mai bună, tot mai mulți bucureșteni ieșeau în stradă. Neînarmați și neorganizați, ei au fost întâmpinați de soldați, tancuri, taburi, ofițeri ai unității speciale de luptă antiteroristă și ofițeri de securitate îmbrăcați în haine civile. Atunci evenimentele au luat o turnură tragică. Asupra mulțimii a început să se tragă de pe clădiri, străzi laterale și din tancuri. Focuri de armă au continuat până la 3 dimineața, oră la care supraviețuitorii au părăsit străzile. Speriați, soții Ceaușescu au fugit din capitală cu un elicopter, însă au fost arestați și transportați la o garnizoană în apropiere de Târgoviște. La primele ore ale zilei de 22 decembrie, un număr mare de muncitori de la platforme industriale înaintau spre centrul Bucureștiului. Baricadele miliției care trebuiau să-i oprească s-au dovedit ineficiente. Forțele de securitate care ar fi trebuit să îi apere pe dictatori au întors armele și au trecut de partea protestatarilor. Pe 25 decembrie, cei doi au fost condamnați la moarte de către o curte militară ad hoc și au fost executați de un pluton de execuție. După 45 de ani de regim dictatorial, în România se instala un nou regim. La puțin timp după fuga soților Ceaușescu, televiziunea română devenea centrul democrației. Acolo avea să fie anunțată înființarea primului partid democrat. Cel care a făcut anunțul constituirii primului partid democratic, Frontul Salvării Naționale, a fost Ion Iliescu. Totuși, procesul de preluare a puterii de către noua structură politică nu era așa simplu. Forțele loiale fostului regim au deschis focul asupra mulțimii și au atacat televiziunea, radioul, sediile Companiei Naționale de Telefoane, Casa Scânteii, aeroporturile Otopeni și Băneasa, precum și spitalele și Ministerul Apărării. Pe străzi continua lupta. În sprijinul noului regim veneau mesaje de încurajare din toate colțurile lumii, de la președintele Statelor Unite ale Americii, George Bush, președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, președintele Franței, François Mitterrand, de la primul ministru britanic, Margaret Thatcher și mulți alții. În 1990, în urma alegerilor democratice, Ion Iliescu a devenit primul președinte ales al României de după al doilea război mondial. 17 ani de la Revoluție. Mulți dintre cei care s-au născut după 1989 sunt în primii ani de liceu. Despre Revoluție știu câte ceva doar din cărți sau de la părinți. Cât de multe știu însă tinerii din ziua de astăzi despre răsturnarea regimului comunist? Și cât de corecte sunt informațiile lor? Unii dintre tinerii de astăzi trec deseori pe lângă cimitirele unde sunt înmormântați cei care au căzut în 89. Nu știu mare lucru despre revoluție, despre regimul comunist, despre deținuții politici și despre dizidenți. Cuvântul securitate pare singurul care le-a rămas întipărit în memorie. Bunicul meu mi-a povestit că el stătea foarte mult la o coadă să ia niște alimente bune, la un preț foarte mare, care erau vânduți pe sub mâneca. A făcut sistematizarea, construirea unor blocuri în care erau puși oamenii să îi găsească foarte